De câțiva ani se promovează intens în lume turismul balnear, iar Balneo Flora Med din Drobeta, Turnu Severin are multe de oferit în acest sens. Unde se întâmplă asta mai bine decât într-un centru medical balnear? Ei bine, Balneo Flora Med este singura clinică ce oferă tratamente balneare din municipiul nostru. Este o clinică de fizioterapie. Acesta este un laser de înaltă intensitate, care este pentru reducerea durerii și facem, doamne, un procedeu pentru a vedea cum funcționează. Ce problemă are doamna? Romatism. Are o lumină care nu pătrunde, nu atingem de piele și pătrunde la suprafața zonei afectate. Are un fascicul luminos care pătrunde în profunzime. Și nu avem voie să atingem de piele. Mergem la suprafață pielei cu laserul. Câte proceduri de acest fel trebuie să făcute? Păi, de regulă, 4 proceduri se fac. Ultrasunet, laser, masaj, curenți. Acum, în funcție de fiecare pacient, situația, da. Tratamentele balneare au o lungă tradiție în România. Bunicii și străbunicii noștri s-au bucurat de ele în diferite stațiuni. Nu da, lăsați piciorul și cu mâna cealaltă. Am bine, uite, ăsta lăsați, frate. Deci lăsați piciorul întins. Da. Lăsați-l întins. Așa. Pe ăsta ridicați și trageți cu ambele mâini din spatele genului. Așa. Exact. Și stați o secundă și după aia îl întindeți. Și reluați exercițiul, da? Da. Facem de 10 ori. Balneo Flora Med este locul unde tradiția, clasicul, modernismul, inovația, creativitatea și profesionalismul se împletesc armonios. Balneo Flora Med oferă tratamente în condiții deosebite, care te transpun într-o dimensiune în care te simți departe de tot ceea ce te frământă în viața cotidiană. Funcționăm aici la Schela, nu? La Hotel Flora, în incinta spațiului de la Hotel Flora, cu un centru medical de recuperare. Sigur că au fost informați cetățenii severinului în legătură cu apa termală și cu centrul nostru. Numărul de pacienți în anul acesta este mult mai mare față de trecut, având în vedere că se lucrează prin casa de sănătate. Deci cetățenii trebuie să meargă la medicul de familie, să ia de acolo recomandarea, după care ajung aici la noi la centru de recuperare. Aici se tratează în mod deosebit cu cele de boli cum sunt bolile reumatismale, adică reumatismul cronic, reumatismul articular, post-reumatic, iar pe parte de apă termală, deci o apă sărată, sulfuroasă, la 31 de grade temperatură, apa este recomandată și pentru alte proceduri, cum sunt cele de neurologie, dermatologie, ginecologie și aerosoli. Suntem în premieră, cum ar fi așa, dar cetățenii, o parte din cetățenii care au al doilea an sunt înscriși pentru a treia oară de când fac cură aici cu rezultate foarte bune. Noi avem și intenționăm să extindem acest centru de recuperare. În perioada următoare sperăm ca anul 2024 este un an, să zicem, cu probleme de alegeri și începe un nou an investițional pentru noi conducători, începând cu 2025, lucru pe care îl vom face și noi. Dezvoltăm și o bază de agrement, adică pentru tineri, pentru vârstnici, așa, unde dorim să avem și spații închise, ca acest agrement să aibă loc și pe perioada de toamnă, iarnă și primăvară. Misiunea Centrului Medical de Recuperare Balneo Flora Med constă în a sprijini fiecare pacient care îi vizitează să atingă nivelul optim de sănătate prin stabilirea unui diagnostic precis și implementarea unui tratament personalizat și eficient. Cea mai importantă componentă a acestui centru este apa termală de 31 de grade. Apa termală este adusă la suprafață printr-un foraj, aceasta având o mulțime de compuși chimici ce ajută la tratarea bolilor reumatice. În acest moment ne aflăm în zona băilor termale. Avem băi termale cu apă sărată și sulfuroasă, beneficiente 4 căzi individuale. Apa este undeva la 37 de grade Celsius din sursă proprie
și urmează ca în cel mai scurt termen să decontăm cu casa de sănătate chiar și băile termale. În plus, personalul calificat, medicii și asistenții vor oferi pacienților recomandările medicale necesare și îi vor ajuta să ducă tratamentul la bun sfârșit cu cele mai bune rezultate. Față de alte clinici din oraș, noi venim cu ceva inovativ, cu ceva nou, cu mobilizări articulare care se trag din chiropractica propriu-zisă și osteopatie. Ajută la detenționarea articulațiilor, cât și toată musculatura din întregul corp. În incinta Centrului Medical de Recuperare, pe lângă procedurile efectuate, se mai poate beneficia de asemenea de aerosol, terapie prin laser, curenți interferențiali, curenți diadinamici, ultrasunet, băi termale, masaj medical, unde scurte, magneți diaflux, kinetoterapie, toate aceste proceduri fiind realizate cu aparatură de ultimă generație. Scopul masajului terapeutic este de a detensiona musculatura în zona afectată, eliminarea stresului și durerilor musculo-articulare. Serviciile din cadrul Centrului Medical de Recuperare sunt decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Am dureri foarte mari de spate și de când vin aici s-au mai ameliorat, deci mă simt mai bine. De cât timp veniți? De 3 zile. Da, și deci deja simt o ameliorare a durerii lombare. Pentru mai multe informații și detalii puteți accesa pagina de Facebook a clinicii Balneoflora Med.